Numai victorii de când a preluat această echipă a Rapidului. Sigur că 3 meciuri, 3 victorii, dar două dintre ele au fost cu Clinceniul și una cu Dinamo de când a venit Adrian Mutu la Rapid. Și începe și primul meci oficial pe noul stadion din Giulești. După câteva zile negativ și a făcut parte din lotul României. Rareșilie în spate pentru Ioniță. Ioniță, Rareșilie, offside. Offside. Revenit în România, mai fost la Clinceni și la CFR Cluj. Asta e fază de VAR deja. Dacă s-ar fi marcat, Voitu și-a reușit să înscrie deja două goluri în tricoul Rapidului în 7 meciuri. Un exterior aici lui Albu pentru Kate. Kate de lângă Dava, acolo este Ioniță. Ioniță și gol! Voituș! Iată aici pe Albu, pasa lui Albu, Kate, preluarea nu e neapărat bună, mingea ricoșează aici din Dava, Ioniță și mingea este scoasă bine cu curaj acolo, Rareșilie, oare câți jucători n-ar fi fost tentați în locul lui Rareșilie să dea la poartă aici? Iese bine Claudiu Belu Iordache, Sefer. Dragoș Grigore, care astăzi este la meciul cu numărul 150 în Liga 1, este o poziție bună pentru Mailat. Mailat intră cu mingea în careu, Mailat în spate și scoate cu piciorul portarul moldovan, șutul lui Papa. Este prima dată când Botoșanul ajunge într-o poziție bună față de poarta Rapidului și are și o mare ocazie. Este și prima lovitură de la colț. Acolo nu mai este Junior Moraes, Mailat are timp, are spațiu, Papa se desprinde bine de adversar, inspirat până la urmă moldovan care se dusese în dreapta și n-are decât varianta unei mingi respinse cu piciorul. Cornerul executat repede de Botoșani, șutul este deviat, încă un șut pe lângă. Cornerul bătut bine, iese portarul Pap, șutul cu dreptul, nu e bun. Kate, Kate! Din nou corner. Moldovenii reproșează ceva centralului Gălățean, a rămas întins Dava. Iată faza în reluare. Iese rău, respinge rău portarul Botoșanului, nici aici nu e cel mai bun șut, dimpotrivă, dar dintr-un șut rău iese până la urmă o pasă care avea să fie bună pentru Kate. Mingea rămâne în teren, Voituș e în plasa laterală. Suporteri de la tribuna 1. Încă o dată, această ultimă lovitură de la colț, din nou Rapidul trimite mulți oameni în careul advers. Mult mai puternic decât Rareșilie și nu decât doar decât el. A două pas aici la adversar, mingea se duce în Sefer. Voituș, Voituș! E ușor de bănuit ce a gândit. Oricum, cred că până la urmă era pe minge și portarul Pap. Multe alte variante, evident, mai bune pentru marcatorul din minutul 10. Alergă după el Junior Moraes, Mailat, Mailat! Pasa lui Mailat pentru Enrico Papa, mingea trece și de Papa și de Belu Iordache, Jaja! Păcat de pirueta pe care a reușit-o în fața lui Sefer, Mailat rămâne un permanent pericol, mult mai rapid, sigur și mult mai tânăr decât Junior Moraes, nici nu-i greu. E nevoie de intervenția echipei medicale. Încă o dată cursa lui Mailat, pasa puțin în spate, atât cât capitanul Botoșanului să nu poată să trimită în poarta goală. Cred că a fost cel mai periculos om al Botoșanului până acum în această partidă.
și reușește să câștige formația din Moldova. Jaja, mingea îi revine brazilianului. Jaja, șutul e deviat și moldovan se opune. Minge grea pentru portarul Rapidului. O minge deviată scoasă de lângă bară de portarul moldovan. Din nou Rapidul cu toată echipa în propria suprafață de pedeapsă. Mingea trimisă la marginea careaua lui Mic și de acolo încearcă să trimită Roman. Fanionul este ridicat. Arbitrul de centrul vede pe Valentin Avram, îi face semn că a văzut asta, dar lasă jocul să continue cu mingea reținută de aici. Că a fost offside. Șutul lui Sefer, gol! Sefer! Primul gol al lui Sefer! Dar ce gol! Cât să fie? 35 de metri! Fantastic! Tot așa, fără prea mare elan, mingea se duce în vincul. Grea minge pentru portar. Grea, gândi gol de la 35 de metri. Șutul este fabulos. Rapidul ajunge la 19 marcatori. Rapidul a obținut multe rezultate bune. Bălan, Fanion rămâne jos, are timp să se uite la arbitru asistent. Bălan, incredibil, pap, se opune Bălan. Bălan. Jos pălăria pentru arbitrul asistent. Brown îl ține în joc. Asistentul Marius Badea vede corect. A tot așteptat să-l culce, să-l păcălească și putea probabil să încheie meciul aici. Trei jucători foarte tineri, toți trei îndeplinesc criteriul de vârstă. Atenție, penalti! Este penalti! Penalti pe care îl face Dican. La Ioniță. Haideți să vedem faza încă o dată. I-a dat peste picior. I-a dat peste picior. Dican, publicul îl cere. Albu bate perfect. Jocaș defensiv care bate penalti. Bate penalti. Perfect, impecabil. Am bătut perfect. Își bate. Asta era genul de penalti de neapărat. Oricum s-a dus în partea cealaltă, pap, dar 3-0. Mingea trimisă în fața porții, Kate nu atinge această minge care trece pe lângă poarta lui Pap. Bătută bine, bine bătută, lovitura liberă. Ajunge rar în astfel de poziții. Cât de bine a venit mingea. E gata meciul. Se încheie prima partidă oficială aici pe stadionul Giulești cu o victorie cum Rapidul n-a mai reușit niciodată în acest campionat. Urmărește toate meciurile din Liga 1 din orice colț de lume pe primaplay.ro.